Să fii medic nu înseamnă să lucrezi de la 8 până la 4. Misia все-таки существует – дарить людям рождение детей. Dacă încerc să iau de la început, fac tot medicină, fiindcă asta îmi place. Știam din copilărie că o să merg și o să fac medicină. Specialitatea mea am ales obstetrica și ginecologie, că doar asta mi-am dorit. Să fii student la medicină este foarte greu. Dormeam câte 2-3 ore pe noapte. În afară de asta, mai lucram ca moașă în sala de naștere. Munceam foarte mult, făceam și gărzi. Nu mă văd în altă funcție, un alt specialist. Indiferent de dacă am dormit o oră sau două ore astă noapte, eu oricum vin cu dispoziție bună la serviciu. Un medic bun, în primul rând, trebuie să fie un om bun, cu calități sufletești foarte bune. Sigur că trebuie să ai foarte multe cunoștințe și să mai știi să le aplici în practică. Să știi a lua decizii foarte repede, în special în obstetrică și ginecologie. Chiar și cel mai mărunt lucru care îl face este important, fiindcă poate afecta viața pacientului, dar mai ales când vorbești de gravide, când vorbești de sarcini, de naștere, este o responsabilitate foarte mare. Am pacienți care vine mama, vine bunica, vine fiica, vine nepoata, adică sunt mai multe generații. Asta este plăcut. Medicina mă motivează să fiu profesionistă, să fiu corectă în deciziile mele, să fiu mamă și soție responsabilă, deci și să primesc o plăcere de la viață. În ultimul an de absolvire a liceului am realizat că profesia de medic sau farmacistă este vocația mea. Pentru mine nu era problemă să petrec timpul meu studiind. În anii de studenție am devenit și mamă și acum sunt mulțumită că părinții mei m-au ajutat să devin și medic, să termin Universitatea de Medicină și să fiu și mamă. Fiind tânăr specialist, medic de familie, am avut un sector cu foarte mulți pacienți social vulnerabile. Mă bucur foarte mult că nu m-am speriat. Avem satisfacție când vizitam nou-născuții, vedeam cum ei cresc, lunar adaugă în greutate, cum devineau ei adolescenți, cum se schimba atmosfera în familie. Asta tot era în ochii mei. Pe mine mă motivează rezultatul. Sunt pacienți care au nu doar o patologie, nu doar o diagnoză. Aici venim noi, terapeuții, venim ca ajutor. Noi nu vedem un organ separat, un sistem separat. Noi vedem tot organismul în întregime. Totuși, experiența, într-adevăr, ne învață să fim mai înțelegători, mai răbdători și să dăm sfaturi individuale. Я всегда говорю своим студентам, для выбора специальности нужно понимать, что это должна быть любовь на всю жизнь. Я выросла в семье ученых. Мой отец был микробиологом, мама геологом. И с самого детства другой специальности для единственной дочки не рассматривалось. Уже в этой специальности живу вся моя жизнь. И никогда не пожалела даже в самые трудные минуты. К сожалению, не всегда это одни положительные эмоции. Мы не боги. И пережить эти отрицательные моменты, нужно безумно любить свою специальность, чтобы пережить и снова вернуться к операционному столу, и снова вернуться в родильный зал. Моя работа состоит из занятий со студентами, из консультаций, из операций, прием родов. Это один процесс. Это один процесс, который невозможно разделить. И когда за столько лет, конечно, это уже просто, без этого уже не можешь жить. Концентрируются пациентки, у которых огромные проблемы были годами до сих пор. И когда получается финал положительный, это огромное удовлетворение. Хочу сказать, даже ночью иногда просыпаешься и думаешь о каком-то пациенте. Когда обращаются пациенты, поколение из поколения, это самое большое признание.